Continuăm. Organizația Mondială a Sănătății a făcut o gafă fără precedent. Într-un raport al organizației se arată că jumătate dintre grecii care au HIV s-au infectat intenționat pentru a primi ajutorul de 700 de euro oferit de stat. De fapt, în document trebuia să apară că jumătate dintre seropozitivi sunt dependenți de droguri. Eroarea a prins spiritele la Atena, așa că Organizația Mondială a Sănătății și-a cerut scuze public. A fost o greșeală de redactare, au spus șefii organizației.